I-a zis, duceți-vă acasă, duceți-vă acasă. Zice, nu, 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 că stăm să adunăm să câștigăm și noi un bani. Da, da, sunt foarte, sunt crăciunile subțiri, sunt periculoase. Da, e păcătos. Nu e regulă. Băiețelul de doar 9 ani nu a mai apucat să facă nimic. Era însoțit de încă un puști când s-a dezechilibrat și a căzut în gol din teiul aflat pe o stradă din Ploiești. A rămas inconștient la pământ până ce un bărbat a sunat la 112. Era plin de sânge pe ochi, pe peste tot. Da. Era sus, s-a aduna... L-a văzut mult. Jos. Vă dați seama că nu l-a... Vedeți că are și acolo și a adunat sărac. Foarte amărâte, foarte amărâte. Foarte, sunt vreo 11 frați, dacă ar fi ei, dar cred că ei sunt, după cum am înțeles. Și părinții nu erau sau...? Nu, 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 nu. Ei pleacă mai tot timpul așa și adună săracii ce găsesc să trăiască. Așa cum se zbate acum și micuțul să trăiască la spital, din spusele vecinilor pare să că părinții aveau în general grijă de ei, însă lupta pentru a strânge bani de mâncare a fost mai mare înainte de tragedie. La examinarea preliminară s-a constatat un traumatism craniu cerebral mediu. În momentul de față s-au efectuat examenul tomografic. În funcție de rezultatul acestuia vom hotărî conduita terapeutică ulterioară. După ce a fost stabilizat, copilul a fost transportat la Spitalul Bagdasar Arsenii din capitală. Poliția a deschis și ea un dosar penal, iar în funcție de evoluția stării de sănătate, se va stabili cu exactitate și fapta.